Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să ne comparăm căle. Astăzi, ia, vino mă cu amă. Astăzi o să ne comparăm casele și cu mădă, deci se schimbă ideea vlogului. Păi nu, că-i nașpa toată casa și nici aș face unghiile singură, deci nu, altă dată, alt vlog. 6.000 de like-uri și la mine acasă. Pleacă. Bun. Gura ta, că toți că pleacă, mă, munte domn. Ai 820 de kg, nu știu cine. Ai 820 de kg. Da, care pare mai slab? Care pare mai slab? Scrieți în comentarii, arată-ți burta. Nu mi-arăt burta. Haide, de ce? Nu, că am burtă. Ia dă-ți barba jos să vedem care are burtă la gât. No, ai burtă la gât? No. Ai burtă! Hai, vă pop, ba! Da, mă, deci ne comparăm casele. Haideți. Hai să vă arăt casa. Deci începem aici cu biroul. Nu e gata încă studioul lui Mădălin. Eu nu știu că începem și de aici. Stai. He, stați puțin. Deci asta este una dintre casele lui Zbâr, care foarte multe ca... mașinile de altfel. Încă nu arată bine afară. Nu arată ca tractor. Dar mai puțin și e gata studioul Mădălin și atunci putem să strângem căcaturile astea de aici. Puneți bun ceva despre aceasta. Așa, băi, deci aici o să fie studioul Mădă, care o să fie tare într-una. O să arate bine la un moment dat. O să mai avem undeva la o lună de muncă. Nu știu exact dacă mai mult sau mai puțin de o lună, dar eu zic că marja de eroare e o lună. Nu știu ce vrei să facem aici, o să facem ceva, o să-ți faci, o să-și faci cu maica ta. Da, aici o să-i pun birou să fac nu știu ce dracu. Ce, lu maica ta, pe bune? Da, da, da. Și ar fi frumos să punem și o imprimantă totuși, că pui imprimanta. Păi ce faci cu imprimanta? Imprim. Casa asta nu e aproape deloc gata, am luat ăsta și stau chestii pe ea, deci canapea asta arată fain. Da. Am vrut să o punem inițial în camera de PlayStation, care are un Xbox acum, dar n-am avut loc. Gaming. Camera de gaming. Camera de gaming, da. Așa. Chiar arată ca o cameră de gaming, adică, bă, cum să nu, uite. Are două fotolii. Bă, dacă stai să gândești, chiar arată chiluț, nu-i rău. Bă, da, numai că simt că mai trebuie ceva în camera asta, parcă e bără. Stai, când o aprins. Cam așa arată studioul de FIFA, puteți vedea că i-am dat aseară umilință lui Eddy, 6-5. S-o dat 6-5? Da. Băi, mă bate un meci pe an, ci... Așa e POV-ul, așa se vede. Deci acolo nu le vede noi și acolo e ecran. Bă, nu știu, trebuie să ai un televizor atât de mare, mai bine ții un de-asta. Trebuie să ai grijă mereu să fie peretele super ultra mega curat. Mai ales o să vadă bine și în timpul zilei dacă acoperi cu hutiile astea de la Jumbo tot peretele. Și aici o să fie o a doua terasă în care să stăm, să mai vorbim, să mai venim cu o idee. Aici e camera de gaming, din câte vedeți așa am baricadat-o ca să nu intre lumina când am avut timp să cumpărăm de-alea, cum le zice, jaluzele. Astea două le-am primit cadou și mi se pare că arată chiar super bine, numai că e super greu să ai grijă de ele, nu mi-am imaginat niciodată că trebuie să stai să dai alea jos, că se pun gânganii, căcați pe ele. Bă, adevărul e că pe curte ai 700 de miliarde de metri de curte. A, păi curtea mai vine, vreau să mai arăt. Curtea mai vine și duce până încolo, dar aici nici nu prea stau. Aici, partea asta de curte numai să o tundă taică-mi, adică atâta. A, și uite, am și eu un metru aici să-mi fac grătar. Asta e locul meu preferat din casă, terasa, cred că am stat zeci de mii de ore aici. Super, super cozy, zi tu dacă nu e cea mai cozy terasa din lume, cât am stat noi aici? Da, măi, ce trebuia. Și asta. A, încă un update, nu știu dacă l-ați văzut în ultimul timp, dar mi-am schimbat aici frigiderul că s-a stricat ăla. Îl aveam, cred că, de la 12 ani și am luat și eu. Mamă, ia uite câți bani are bă, omul ăsta, bă. Vreau să zic un lucru foarte, foarte dramatic. Câți bani crezi că dau pe apă și suc pe lună? 33 de milioane. S-a plâns la noi. Că venim și bem astea. Asta e living-ul. Niște păr pe canapea asta, că s-a jucat la Oli. Ude din partea ta, băi. Așa, pentru cine nu știe, mi-am refăcut și bucătăria. Că am vrut să fie ăsta open space aici și zi tu. E foarte mare diferență de când e open space. Da. Era foarte penal. Câți bani ai dat pe toată mobilia de bucătărie? 110 milioane. Which is a good price, că am adus ăsta. Bă, sincer, acum sper să nu mănânc căcat, dar ăștia cred că-s din MDF. Sau ori fi PAL, ori fi MDF. Nu știu, se simt bine la mână, oricum. Se simt bine că e mai scumpă vopseaua asta, dar e posibil să nu fie MDF. Și de ce ales culoarea aceasta cu aceasta? Bă, îmi place, bă, așa gri să fie mai simplu și na. Blatul ăsta arată bine și blatul ăsta arată bine, da. Pe aici am niște Adidas. Ăștia erau Adidas și mei preferați, doar că acum e prea cald să-i mai port, că face broaște la picioare de la ei. Oh, cam atât, aici e baia, yeah. Mi-e nevoiază că s-a stricat iară. Trebuie să o refac iarăși, puii mei. E a doua oară când o renovez, în dormitorul Deni. Deni dormi? Da. Deni doarme, ne-auzi direți.
Hai de la tine să vedem cum arată. Deci pentru că acest vlog este un vlog de comparație, în primul rând am un punct în plus că am loc la subteran. Și uitați cât de frig și cât de frumos este aici și așa. De ce? Poți să vadă și frigul, adică. Cum e aici? E foarte că nu mai poți și pute. Du-te, dracu de prost. Deci ca să înțelegeți, are zbâr. De 4 luni are zbâr, încă una lângă că a cumpărat-o. Fix lângă el e Znic, nu? Și fix lângă el e Mădă, nu? Da. Deci au un hectar de teren. Dar punctul s-a dus pentru că cam așa arată când intri. Sunt numai Spider-Man și Wolverine pe aici. Mamă, cum primești, mi-a scăpat familia ta. Uite unde ești? Da, un escape house. Hai, Adi, prezintă-ne. Accesorii numărul 1. Au! Have you lost baby girl? Ah, uite, începem aici cu cel mai drăguț accesoriu. Avem pe Edițu și pe Laluța. Cam e puța. Cum intrăm în casă, avem un living gigantic generos. Am aici încă o chestie, asta să vă arăt. Bă, eu nu l-am arătat pe Oli. Cu aia spală, lin negru pe ăla. Așa trebuie să fie. Nu mă trebuie. Atinge-l. Ce moale e. Asta este livingul cu o canapea senzațională de mare. Uitați-vă un pic. Vezi sau? Avem o canapea senzațională de mare. Mai avem încă una pe care stă zbăr mereu când vine la mine. Pe asta adorm mereu. Da, adorm mereu. Și când vine, nu știu, stă așa, zici că e pedepsit. Dar nu mă, că era întins înainte. Avem aici un leu. Asta e un cadou, un știu că mie îmi place filmul ăla cu Leonardo DiCaprio. Și aici The Wolf of Cosmopolis. Îmi pare cea mai tare chestie. V-am lăsat un mare cadou în descrierea acestui vlog. Dacă dați pe descriere și intrați pe link, o să aveți 40 de lei specială și 110 rotiri gratis. Intrați și luați-vă cadoul. Stai să vă dăt ce cadou am primit de la zbăr. Așa are el un câine gen. Și gen, mi-a dat câine cu aripi. Bun, living ca living. Este un living mare, cred că de vreo 40 de metri. Poate nu știu cât să zic să aibă. Ceva de genul. Cum intrăm în dormitor, fiți atenți. Fiți atenți. Baie. Măricică baie. Da? Deci baie. După gălgie de spațiu, hop! Dressing. Uite cât dressing-ul e. Și uite, cum se, uite cum se vede din afară, dinăuntru. Gen, pov, pov, ești haide și... Ești o haină și el vrea să schimbe dimineață. Uite, are și bani pe jos, coaie, asta are bani rău, coaie. După care, spațiu, mi-am pus-o de asta aici. Da, de... Stai să te... Da, așa și este mobilă. Deci avem un pat foarte mare, un televizor de asemenea pe măsură, pe jos. Îmi place foarte mult linoleul ăsta sau cum îi zice ăla? Bochetă. Bun, și îmi place că este ultra mega înalt, adică uitați-vă un pic. Ah! Nu pot să ating. Eu cred că pot. Cu aia patul rupt. Ți-ai rupt picioarele. Ok, hai să continuăm, vină cu asta. O, bucătărie sau gunoi, cum îi mai spun eu. Băi, deci... E foarte curată bucătăria aici. Bă, de fapt, acum chiar e curată, nu mă așteptam. Ai o masă mare. Milioanele să sare. Aici este camera unde ar trebui să se facă sport. Nu prea se face, într-adevăr, de la un timp, pentru că ce mai frumos ca banii, nu-ți spun? Aici am un sac de box. Numai că fac foarte mare gălăgie. Vreau să vedem cum dai pe zbăr, ia. Hai cu susținere, că putem! Ce urât de la sac! Hai mă, că și să dau. Puneți pe TikTok, băi, sfata asta. Ce? Ce mă, nu! Așa, bun, așa. La fel îmi place foarte tare că aici este mocheta pe jos. Bă, da, îți merg. Reținează că nu mai pot de casă. Sunt foarte mare casă, 100 de metri. Așa, și aici un birou. Încă o noptieră și pe lângă dressing-ul ăla și celelalte multe dulapuri sau dulape, mai avem și aici. Așa și cea de-a doua baie, că zbăr nu știe cum e. Ba da, și am tot două. În două case diferite. Păi da. Aici este cea de-a doua. Era mea că e o casă săracă, mă zice. Ia ce avem aici. Mai e lucru, e prima oară când deschide asta. Da, și mai sunt niște dulapuri de astea. Piesa de rezistență a casei. BAM! Mare terasă pe balcon, haide! Avem o terasă de nici mai mult, nici mai puțin de 40 de metri pătrați, cu ieșire din dormitor și din sufragerie, ceea ce mi se pare foarte mișto. 4-5-6 scaune amărâte, sincer, pe aici, un șezlong destul de ok, dar în rest, pe mobilier stau slab. Zbăt, m-a făcut vară la mobilier. Ați văzut aici? M-am făcut două grătare,
sau 3. Cu voi n-am stat niciodată aici. Tu realizezi în 6 luni. Bă, viu cu piscină mi se pare foarte, dar avea oricum foarte inutil această piscină pentru că este cea mai mare din Cosmopolis, fix în centru și vă dați seama că vine toată populația. Nu înțeleg cum de acum e cald de mori, dar 5 oameni parcă adunați. Da, da. Sau dacă mergem jos, par mai mult. Ia, stau și pe șezlong. A venit Tom Holland și la mine aici. Ai un Spider-Man? Mamă, dacă e, cred că e mare. Un Spidey Gonzales. Da. Da, frate, ăștia mi se par frumoși aici. Aaa, ăsta a murit, mă. Ăsta a murit, nu? Că era verde asta. Cam da, e cam mort. Bă, ce prost sunt. Deci știu că udasem odată cu apă bolțe. Odată, în 6 luni am udat, bă. Dar de vin mă dacă e ud, nu? Nu cred.